În Franța, inundațiile le dau mari bătăi de cap locuitorilor. Portugalia arde necontenit. De câteva zile, pompierii se luptă pentru a stinge un incendiu izbucnit într-unul dintre parcurile naționale. Incendiul este atât de puternic încât zgârie norii din Madrid au fost învăluiți în fum. Autoritățile din Spania au primit 10 de apeluri prin care mai mulți cetățeni semnalau faptul că în zonă este un miros puternic de fum. Fumul provenea însă de la 400 de kilometri depărtare, mai exact din Parcul Național Serra de Estrela din Portugalia. Acum, cei mai cunoscuți zgârie nori din Spania nu se mai pot vedea din cauza norului dens de fum. Incendiul de la care provenea fumul a izbucnit în urmă cu mai bine de o săptămână. Chiar dacă pompierii l-au stins în mare parte zilele trecute, acesta a izbucnit din nou la scurt timp. În consecință, mai multe sate au fost evacuate. Pentru stingerea flăcărilor au fost mobilizați peste 1100 de pompieri, sprijiniți de 13 avioane bombardier cu apă. Până la momentul actual, 17.000 de hectare au fost mistuite de flăcări.